Comisia Europeană propune să renunțăm treptat anul acesta la petrolul rusesc, iar România se alătură deciziei, spune președintele Iohannis. În același timp, țara noastră se pregătește să producă rachete interceptoare moderne cu tehnologie americană pentru armata română și alte țări NATO. Iar un militar decorat care a luptat în Afganistan a fost condamnat definitiv la 2 ani și 9 luni de închisoare pentru că a abuzat sexual copilul familiei care îl luase în gazdă. Andreea Esca vă prezintă știrile PRO TV. Bună seara și bun găsit la știri. Procurorii au schimbat acuzațiile în dosarul femeii din Timișoara găsită moartă în fața unui bloc cu 10 etaje alături de copiii ei. În cazul celor mici, cercetările se fac acum pentru omor. Întors din Austria, fostul soț al femeii a mers să recunoască cele 3 trupuri, așa cum cere procedura. În anchetă a apărut și informația că femeia și-ar fi premeditat sfârșitul. Procurorii încearcă să afle și de ce Iulia și fostul soț, cu care urma să se recăsătorească, nu au mai ajuns săptămâna trecută la starea civilă, când aveau programată cununia. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. 3 buchete de trandafiri roșii au fost așezate lângă blocul unde Iulia și copilașii ei au fost găsiți morți. În cazul celor mici, procurorii au anunțat că fac cercetări pentru omor. Este posibil ca mama să fi plănuit moartea lor odată cu sinuciderea. Acum câteva zile a fost văzută în timp ce inspecta blocul cu 10 etaje de unde s-a prăbușit împreună cu fetița și băiețelul ei. Am mai fost aici și a urcat sus în bloc. În acest fel, Iulia ar fi aflat și cum poate ocoli ușa de acces pe acoperiș care era încuiată. Femeia ar fi ajuns pe acoperiș prin această fereastră. După cum se vede, geamul se deschide foarte ușor. Vă imaginați că pe geamul ăla au intrat și și-au băgat copiii. Un alt amănunt care îi face pe anchetatorii să creadă că Iulia a acționat după un plan este legat de telefonul ei. Ea și-a deconectat dispozitivul de la rețea înainte să urce în bloc și l-a lăsat în mașină alături de portofelul ei și de câteva haine ale copiilor. Telefonul este protejat cu o parolă și polițiștii încearcă să îl decripteze. Între timp, la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, legiștii au făcut autopsia cadavrelor. Vor face și analize toxicologice. Prietenă cu bărbatul cu care Iulia urma să se recăsătorească, interpreta de muzică de petrecere Alina Radi spune că cei doi au avut o relație tumultoasă. S-au încertat, s-au împăcat, s-au încertat, iar s-au împăcat. Iulia îl știa pe Alex de când avea 15 ani. În 2014 s-au căsătorit, dar 6 ani mai târziu au divorțat. Au fost bănuieli de infidelitate și ar fi apărut ideea că băiatul femeii, de niciun an la acea vreme, ar avea alt tată, susțin unii apropiați. Apoi Iulia a început o relație cu un alt bărbat într-un anturaj considerat dubios de cunoscuți. Când povestea s-a încheiat, fostul iubit ar fi început să o amenințe, iar ea folosea mașini împrumutate, probabil ca să nu fie găsită de el în oraș. La blocul unde a murit alături de copii a mers cu autoturismul iubitei fratelui său. De o lună se mutase în apartamentul părinților. Am văzut-o cu copiii urca sus la mama ei. Între timp, Alex, bărbatul cu care urma să se recăsătorească, a ajuns în țară din Austria și-a înlocuit poza de la profilul de pe Facebook cu un fundal negru și peste 100 de cunoscuți au transmis condoleanțe. El o mie, stare de șoc. Am stat 4 ore lângă el, ieri când au ajuns din Austria, n-a scos un cuvânt. Nu-și explică nimeni gestul ăsta din moment și trebuiau să se recăsătorească. Totuși, la cununia civilă, programată joia trecută, nu au ajuns în fața ofițerului stării civile. Aveau termen însă o lună, până pe 19 mai, ca să ajungă să semneze din nou certificatul de căsătorie. 2 eleve au fost pulberate pe o trecere de pieton din județul Galați de un șofer neatent. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Elevele de 15 și 16 ani traversau pe culoarea verde a semaforului. Mașina care le-a lovit a frânat prea târziu. Una dintre fete a căzut pe trecere, iar prietena ei, luată pe capotă, a fost proiectată pe șosea. Prima victimă a scăpat doar o contuzie la gleznă și imediat după impact s-a ridicat. Prietena ei are o fractură de femur. Șoferul, un tânăr de 26 de ani, a coborât din mașină după 20 de secunde și a mers să vadă ce s-a întâmplat. Bărbatul nu consumase alcool. Acum este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă. Războiul din Ucraina a aglomerat portul din Constanța. Zeci de vapoare stau la coadă ca să descarce marfă ori să o preia. Detalii în direct la fața locului în câteva momente. Comisia Europeană a propus eliminarea treptată a importurilor de petrol și produse rafinate rusești în cursul acestui an. Federația Rusă ar rămâne astfel fără o parte importantă din sursele financiare care îi permit să financeze războiul din Ucraina, pentru că Uniunea Europeană este acum cel mai important cumpărător de țiței. România se alătură acestei decizii, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil seaborne and pipeline, crude and refined. În aplauzele parlamentarilor europeni, șefa Comisiei Europene a anunțat propunerea de eliminare treptată a petrolului rusesc în următoarele 6 luni și a produselor rafinate, benzină și motorină, până la finalul anului. We maximize the pressure on Russia, while at the same time, and this is important, we minimize the collateral damage to us and our partners around the globe. And let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil. But we simply have to do it. Excepția ar putea face Ungaria și Slovacia, țări dependente de petrolul rusesc, care ar putea importa și anul viitor, potrivit presei internaționale. România importă aproximativ 70% din necesarul de petrol, din care 1/3 este petrol rusesc, potrivit estimărilor autorităților. Ar putea fi și mai puțin în condițiile în care una dintre companii, Petrom, a anunțat recent că a renunțat complet la importurile de petrol din Federația Rusă. Producția internă este 30% din total, țiței prelucrat la rafinăria Petrobrazi. O singură rafinărie mai folosește acum petrol rusesc din cele 3 rafinării câte există în România. Este vorba despre Petrotel Lucoil. Nu se pune problema să nu fim pregătiți sau să ne ia pe nepregătite acest lucru. Noi am discutat de foarte mult timp cu companiile din România care rafinează, care dețin rafinările, am spus de această posibilitate. Propunerea făcută de comisie este una pe care o sprijinim. România va fi pregătită și va face față dacă în final se hotărăște această abordare. Barilul de petrol s-a scumpit cu 3% imediat după anunțul Comisiei Europene. A ajuns la $109 pe piața internațională, însă nu va mai crește foarte mult în următoarele luni, spun specialiștii. Asta înseamnă prețuri considerabil mai ridicate la pompă decât acum un an, dar nu aș spune că intrăm într-o perioadă în care să ia complet razna prețurile în sus și probabil o să rămânem, cum să zic, în jurul unui 8 lei pe litru de motorină. Oprirea treptată a importurilor de petrol și produse petroliere urmează să fie decisă în cadrul Consiliului Uniunii Europene, prin vot unanim al tuturor statelor membre. Între timp, în Ucraina, soldații ruși ar fi reușit să pătrundă în combinatul siderurgic Azovstal, iar în interiorul uzinei au loc lupte acerbe, anunță un respectat jurnalist ucrainean citat de postul Sky News. Deși Moscova a negat din nou astăzi că ar fi luat cu asalt reduta rezistenței ucrainene din Mariupol, oficiali de la Kiev confirmă că ar fi pierdut legătura cu luptătorii ucrainieni de la fața locului. Pe de altă parte, o rachetă a rușilor a căzut nu departe de Odessa, la Bujag, la 60 de kilometri de delta Dunării. De asemenea, sistemele defensive ale Slovaciei sunt în alertă după ce rușii au lovit cu rachete în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pentru civilii scăpați din buncărele de sub combinatul Azovstal, primul șoc este să tolereze lumina soarelui și liniștea. Мне пообещали, что меня вывезут в Запорожье. Поэтому я рискнула вот и поехала. Очень много людей здесь еще осталось. Они боятся ехать, потому что им никто не дает гарантии, что их довезут до Запорожья. După un drum primejdios întrerupt de 26 de ori de punctele de control ale rușilor, oamenii au ajuns în Zaporojia, la o tabără organizată de Națiunile Unite. Не понимаете, как это страшно, когда сидишь в бомбоубежище, в сыром, мокром подвале, а он вот так подпрыгивает и вот так его качает. А потом мы, когда могли выходить на улицу, я солнце увидела второй раз за 2 месяца. Да, военные поделятся, те, которых нам приходили, да. Военные не держали. Вот как если кто-то рассказывает, что военные держали, военные нас не держали, но они нам говорили: хотите рисковать своей жизнью, идите. Травмele supraviețuitorilor din Mariupol sunt zguduitoare. С нашего подъезда девушка, ее прям разорвало тело. И ее просто накрыли, и никто ее не трогал, потому что бомбили постоянно, никто не мог пойти. И плюс еще разорванное тело, ну, люди, ну, для людей шок это собирать по кускам, понимаете? Вот. И она пролежала 20 дней. Днем и ночью дети не спали, плакали, ну, очень, не переставали вообще. Это сложно, сложно. Воды не было, то есть купались, ну как купались, если можно так называть, раз в неделю, может, ну, такое, помыть руки, лицо, там кашель начался у всех, насморк, ну, плохое самочувствие, головные боли, ну, это очень сложно, эмоционально тоже. Нет, не хоронят, к сожалению, никто этого предоставить не может, сейчас все... În acest timp, luptele continuă și la Harkov și în împrejurimi. O contraofensivă ucraineană i-a împins pe ruși la 40 de kilometri de oraș. Trupurile mai multor soldați ruși uciși au fost găsite lângă o benzinărie dispuse în forma literei Z, simbolul regăsit pe blindatele rusești. Bombardamentele i-au terorizat pe civili. 2 măseci în podvali bili, ne vypuscali nas, sideli în podvali, ne cușat, ne pit ne băla. Воды вообще не было с колодцев, черпали черную воду и все пили. И подуло в автомат, а все, у нас все позабирали, и золото снимали, и деньги забирали, все. Сидели, не выходили просто, все погорело, ни домов, ничего нету, ничего не осталось. Mulți locuitori ai Harkovului își țin copiii permanent în stațiile de metrou, pentru ca măcar ei să fie feriți de explozii. Переживания... Не передать боль, переживания за своих родных, ну, свои эмоции не передать сквозь слова. Ну, ценные люди, они не разумеют нас. Între timp, mai multe orașe ucrainene au fost vizate de tiruri de rachete lansate simultan. În urma bombardamentelor, o parte a orașului Lviv a rămas fără curent electric. Atacuri au avut loc și la Odessa, unde, anunță Moscova, a fost bombardat un aerodrom militar și un depozit cu drone, rachete și muniții furnizate Ucrainei de occidentali. Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены 6 тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимкова и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран. Acestea sunt imagini filmate în regiunea Donetsk, unde peste 20 de persoane au fost ucise aseară în urma bombardării unei uzine de cox, un combustibil pe bază de cărbune. Muncitorii tocmai își terminaseră tura și așteptau autobuzul în stație. În satele de pe linia frontului din Donbas, viața este un calvar. În localitatea Barnicove au rămas doar bătrânii și cei țintuiți la pat. Halina povestește că ar pleca pe loc, dar n-are bani să plătească un șofer. Strașnă, конечно. A cuda nevață. Kremlinul a negat că președintele Putin ar avea de gând să declare oficial război Ucrainei la Parada Victoriei. Asta în condițiile în care liderii occidentali se așteaptă ca Putin să anunțe pe 9 mai o mobilizare completă a rezerviștilor pe frontul din Ucraina. În altă ordine de idei, tensiunile dintre Moscova și Ierusalim se acutizează după ce, într-o nouă tiradă absurdă, Ministerul Rus de Externe a declarat că mercenarii israelieni luptă în Ucraina alături de regimentul Azov, pe care Moscova îl numește nazist. Iar Uniunea Europeană și-a anunțat intenția de a consolida armata Republicii Moldova. Președintele Consiliului European Charles Michel a vizitat Moldova la doar câteva zile după incidentele din regiunea separatistă transnistreană, care au alimentat temerile privind extinderea conflictului din Ucraina. On security and defense, we will help Moldova to strengthen your resilience and to cope with the consequences of the spillover from the Russian aggression in Ukraine. We plan to significantly increase our support to Moldova by providing its armed forces with additional military equipment. Charles Michel a refuzat să ofere detalii. În schimb, el a exprimat sprijinul Bruxellesului pentru aspirațiile europene ale Moldovei. And we have decided to support the free choice expressed by countries like Moldova to strengthen the ties with the EU and to apply in order to become EU members. Of course, this is a complex process. We want to support the efforts of Moldova in order to fulfill the conditions. We intend to act immediately. Pe de altă parte, șefa Comisiei Europene a anunțat detaliile celui de-al 6-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Între măsuri se numără și excluderea celei mai mari bănci rusești, Sberbank, din sistemul SWIFT, care asigură transferul de bani transfrontalier. De asemenea, Ursula von der Leyen a anunțat o listă cu 58 de personalități din Rusia care nu vor mai avea acces în Uniunea Europeană. Le vor fi înghețate bunurile și conturile deținute în Uniunea Europeană. Printre cei vizați se află soția și copiii lui Dmitri Peșcov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, dar și patriarhul Kiril, care susține ofensiva Moscovei din Ucraina. O asemenea măsură nu are nimic de a face cu bunul simț, a reacționat un reprezentant al Patriarhiei Moscovei. Pe lângă sancțiuni, Occidentul sprijină Ucraina, trimițându-i în flux continuu armament și muniții. În asemenea cantități încât la Pentagon s-a dat alarma că stocurile Americii au ajuns la un nivel periculos de scăzut. The closet is bare. Just to give you one example, the United States military has probably dispensed about 1/3 of its Javelin anti-tank. The recent aid packages have not included any more of these missiles. To me, that indicates that the war planners have raised a flagrant. Aceste echipamente s-au dovedit decisive pentru rezistența armatei ucrainene în fața rușilor, dar experții americani avertizează că stocurile pot fi refăcute în ani de zile. I'm concerned because the production lines on these weapons have been marginalized. We weren't consuming them. Now we've suddenly given a lot of them, sold a lot of them away, and we need to get that production started. Semn că a fost pus în gardă, președintele Joe Biden a vizitat fabrica de armament Lockheed Martin din Alabama ca să dea un impuls producției. Dialogul avut cu gazdele a fost pe cât de sincer, pe atât de cinic. Thanks for what you do. What are you going to show me here? So this is the missile assembly area, sir. And so is the missile assembly, the Javelin missile. That's realize how many lives you saved. Yes, sir. No. Instead of having American forces maybe start World War III by accident, being in Ukraine, you're providing this weapon and they're doing a job. Pe de altă parte, rușii vizează cu predilecție depozitele și infrastructura vitală pentru livrările de arme occidentale. США и союзники по НАТО продолжает накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения. Portul Constanța se confruntă în această perioadă cu aglomerație fără precedent. Zeci de nave așteaptă să descarce, ori să preia marfă și în larg este o coadă impresionantă. Situația a apărut după ce porturile din Ucraina s-au închis din cauza războiului. Ignor Pintilie este pe faleza cazinoului din Constanța, de unde se vede aglomerația din larg. Bună seara, Ignor! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! 39 de vapoare sunt în acest moment în portul Constanța. De pe unele se descarcă marfă, iar pe altele urcă alte containere. Alte 56 așteaptă în larg, le vedeți acum înșiruite, unul lângă celălalt cu ancora lăsată. Nu intră în port pentru că până le-ar veni rândul să descarce, ar trebui să plătească o taxă. Majoritatea aduc cereale, dar sunt și unele cu produse folosite în sistemul energetic. Portul Constanța poate descărca până la 100.000 de tone de marfă, acum se descarcă 67.000 de tone. Practic, suntem la aproape 70% din capacitate. Administrația portuară a anunțat în urmă cu câteva ore că a fost depășit cu 10% recordul de trafic înregistrat în anul 2021, an considerat reper absolut în istoria modernă a portului Constanța. Se iau deja măsuri pentru a evita blocarea activității. Unii operatori au introdus o taxă de 500 de euro pe zi pentru fiecare container care stă mai mult de o săptămână în portul Constanța. Acestea au fost informațiile de la malul mării. La revedere! Mulțumesc, Icnur! Crimele de război comise de militarii ruși trebuie anchetate minuțios, iar un nou val de sancțiuni trebuie impus guvernului de la Moscova. Sunt declarațiile președintelui Klaus Iohannis și ale omologului său german aflat în vizită la București. Președintele Steinmeier a venit la București după ce oficialii de la Kiev i-au transmis că nu este binevenit în Ucraina. Mă bucur că m-am întors la prieteni, la relația de prietenie dintre statele noastre, dar mă refer și la prietenia dintre noi doi. Mi-amintesc când Sibiul era capitală culturală și aveam alte funcții, nu mă gândeam că vom vorbi de la aceste pupitre. Președintele Germaniei a fost numit cetățean de onoare al Sibiului în 2015. Însă, după evocarea acestor momente plăcute din trecut, cei doi președinți au ajuns la provocările prezentului, războiul din Ucraina și riscul extinderii lui. Nu avem informații concrete că Republica Moldova ar fi amenințată în mod concret din punct de vedere militar sau ar fi fost luată drept țintă de către cineva. Sigur, au existat provocări în Transnistria, fără ca acest lucru să fie avut urmări concrete. Îngrijorarea noastră privind destabilizarea Moldovei nu este nouă, însă grija față de activități militare există oricum, având în vedere influența Rusiei în Transnistria. Cei doi președinți au discutat și despre un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei și investigarea crimelor de război din Ucraina. În ciuda acestor declarații susținute de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier nu este binevenit la Kiev. Oficialii din Ucraina nu i-au iertat relația apropiată cu Rusia din perioada în care era ministru de externe al cabinetului Angela Merkel. În urmă cu câteva săptămâni, președintele Germaniei trebuia să meargă la Kiev împreună cu șefii de stat ai Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei, însă un demnitar de la Kiev i-a transmis că nu este dorit acolo. În timp ce Ucraina vecină este devastată de război, România se pregătește să fabrice rachete interceptoare de ultimă generație folosind tehnologia americană. Responsabilii au semnat la Ploiești un memorandum ce constituie primul pas în realizarea acestui obiectiv. Rachetele Skyceptor vor fi compatibile cu lansatoarele Patriot și vor intra în dotarea armatei române, dar și a altor țări NATO. Skyceptor este o rachetă interceptoare ce poate dobori rachete balistice și de croazieră, dar și alte tipuri de amenințări avansate în aer, spune președintele Raytheon Missiles and Defense, una dintre companiile de top din industria de armament. Oficialul american a venit special la Ploiești pentru a încheia un parteneriat cu companiile românești Electromecanica și Romarm. Skyceptor is a long-range, low-cost interceptor developed to defend against ballistic and cruise missiles and is proposed for future integration with the Patriot air and missile defense system. În prezent, rachetele interceptoare Skyceptor sunt folosite de sistemul israelian de apărare antiaeriană, dar vor intra și în dotarea armatei române. Este una din capabilitățile de care avem nevoie în viitor pentru ca să completăm partea noastră de înzestrare, așa cum există în sistemul NATO. Dincolo de strategia de apărare, oficialii români susțin că parteneriatul ajută industria noastră de armament. Așteptăm să vedem propunerea partenerului american vis-a-vis de acest transfer de tehnologie și cât din produsul respectiv va fi integrat în producție în România. O să solicităm acest lucru de semnarea Electromecanica Ploiești în calitate de Centru Național de Mentenanță pentru Rachete. România mai produce muniție de calibru NATO, blindate Pirania la Uzina Mecanică București și sisteme de comunicație performante. Ministerul Economiei a anunțat recent investiții de 100 de milioane de dolari în uzinele de armament. Ministerul Economiei este hotărât să investească, astfel încât România să se poziționeze atât la nivel național cât și la nivel european ca un furnizor stabil. Însă, dincolo de festivități și promisiuni, în timp ce oficialii vorbeau despre atragerea de specialiști în industria de apărare, la uzina mecanică Plopeni, unde se va fabrica muniție termobarică, muncitorii au declanșat un protest spontan. Deși lucrează într-un domeniu cheie, oamenii au printre cele mai mici salarii din economie. S-au tăiat sporurile. Riscul meseriei de pirotehnist s-au tăiat. Pericol, muncă grea, toxic. Salariul cât aveți? Bani în mână, 1900 de lei. Ministrul Economiei a promis că oamenii își vor primi toate drepturile bănești. Înainte însă va trimite la uzină corpul de control. După 20 de ani de când a jucat în filmul Filantropica, actrița Viorica Vodă a vorbit despre hărțuirea sexuală din industria cinematografiei românești. Cum au reacționat colegii ei, aflați imediat. Un veteran al războiului din Afganistan, decorat de fostul președinte Traian Băsescu, a fost trimis după gratii. Curtea Militară de Apel București l-a condamnat definitiv la 2 ani și 9 luni de închisoare după ce l-a abuzat sexual pe copilul celor care îl luaseră în gazdă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Caporalul toader Cristian Scofle are 48 de ani și este unul dintre militarii români care au luptat în Afganistan și au fost decorați în 2010 de președintele Traian Băsescu. La propunerea ministrului Apărării Naționale, caporalului s-a conferit medalia Bărbăție și Credință, clasa a treia cu un semn de război, pentru curajul și devotamentul dovedite în timpul misiunilor din Afganistan. La 12 ani distanță, același caporal a fost condamnat definitiv la 2 ani și 9 luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de acte sexuale cu un minor. Procurorii militari de la Cluj l-au acuzat că l-a agresat sexual pe un băiat de 13 ani, pe care îl ademenea noaptea în dormitorul său. Victima era fiul unor soți dintr-o localitate din Mureș, care îl găzduiau pe caporal și îl tratau ca pe un membru al familiei. Trauma adolescentului a ieșit la iveală după ce copilul s-a confesat medicilor de la spitalul din Târgu Mureș, unde era internat după un accident la școală. Militarul nu a recunoscut acuzațiile. Inculpatul i-a cerut minorului să nu spună nimănui ce s-a întâmplat, motivând că a fost doar o joacă, iar fapta să rămână secretul lor. Caporalul Scofle a fost judecat în primă instanță de Tribunalul Militar Cluj, care l-a condamnat la 2 ani și 9 luni de închisoare, dar cu suspendare. Asta deși veteranul din Afganistan mai avea la activ o condamnare definitivă de 9 luni de închisoare, cu amânarea executării pedepsei, pentru că a refuzat să-i se recolteze probe biologice după ce ar fi fost prins băut la volan. Apreciem noi că fapta respectivă este foarte gravă și că această faptă ar trebui să fie pedepsită cu o formă de executare în penitenciar, adică nu cu suspendare. Noi am declarat apel. După condamnarea definitivă pe numele militarului, a fost emis mandatul de executare a pedepsei în penitenciarul din Târgu Mureș. El va trebui să-i plătească familiei băiatului abuzat 10.000 de euro daune morale și 5.400 de lei daune materiale. Odată cu condamnarea, caporalul a fost introdus în baza de date a agresorilor sexuali. Soartă tragică pentru un muncitor român care a murit chiar în casa de vacanță a ministrului Justiției din Italia. Bărbatul de 38 de ani a fost trivit în mod bizar de o grindă metalică în timp ce lucra la renovarea garajului. Anchetatorii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă, întrucât bănuiesc că grinda care l-a ucis pe român a fost manevrată neglijent. Constantin Ciobanel lucra de câteva luni la firma care a fost contractată de ministrul Justiției din Italia. Urma să renoveze casa de vacanță a demnitarului din orășelul Olomont, în celebra Vale Aosta. Lucra la garajul locuinței când s-a produs nenorocirea. Bărbatul a fost lovit de o grindă metalică imensă și, din spusele oficialilor, a murit pe loc. La fața locului au susținut mai multe echipe de intervenție, inclusiv un elicopter de evacuare medicală. Însă pentru tânărul român nu s-a mai putut face nimic. Marta Cartabia, ministrul Justiției din Italia, proprietara casei, a fost înștiințată imediat de tragedie. La ministra mi è particolarmente affranta, mi-a chiesto di esprimere tutto il suo cordoglio alla famiglia e alla comunità di Olomouc, cui si sente comunque parte. Demnitarul a transmis de altfel și un mesaj personal. Aș dori în primul rând să-mi exprim durerea și apropierea mea personală față de familia victimei. Împărtășesc suferința întregii comunități și am încredere că autoritățile vor reuși să reconstituie faptele cât mai curând posibil. Autoritățile au demarat cercetările și au deschis un dosar pentru omor din culpă. Oficialii verifică dacă nu cumva românul a fost lovit din neglijență în timp ce grinda metalică era transportată cu utilajul găsit la intrarea în garaj. Familia bărbatului este șocată de cele întâmplate. Mi s-a spus că a avut un accident. Am zis că poate nu e atât de grav și am sunat repede pe cumnata mea. Nu prea înțeleg eu italiană, dar totuși cât de cât. Și mi-a spus că a fost trivit de o grindă și că a murit. Ultima oară când am vorbit a fost acum în aprilie, a fost de ziua copilului, era chiar fericit, începea să meargă bine, să lucreze și a zis că dacă dă Dumnezeu până în decembrie să are casa lui. Constantin Ciobanel era plecat de aproape 14 ani din România, lucra în construcții și era căsătorit cu o italiancă. Săptămâna trecută băiețelul lui împlinise 10 ani. Metalele provenite din arderea deșeurilor, bucățile de fier din căile ferate sau gardurile de pe autostrăzi nu vor mai putea fi vândute la remat de către cei care le fură. Potrivit unei legi adoptate de Camera Deputaților, doar firmele autorizate pot să comercializeze fierul vechi și aliajele provenite din activități feroviare, rutiere sau de transport public. Legea va intra în vigoare în câteva zile după ce va fi promulgată de președinte. Peste 200 de persoane, 100 de mașini și 50 de case din Sintești, Ilfov, au fost verificate la începutul acestui an de polițiști și de comisarii gărzii de mediu. În curțile localnicilor, autoritățile au găsit o cantitate impresionantă de cabluri și fier vechi. Până acum, deținătorii erau trași la răspundere doar pentru poluarea provocată de arderea cauciucurilor pentru obținerea aliajelor. De acum însă nu mai pot vinde fier, doar firmele autorizate au voie. Să mănânc și eu, păi, ce mă duc să fur? De ce nu l-ai văzut direct? De ce trebuie să-i dai foc? Păi, nu le lumea așa. Păi ia cu cutterul, desfăl frumos. Fire de alea mici, uite cu ce fideau, da. Uite de astea, cum se ia eu cu cutterul? Să mă tai. Mai bine le tai foc. Mi-am dorit ca metalele, cu urmele de tratament termic și chimic să nu mai poată fi achiziționate de la persoanele fizice de către operatorii economici, încercând să reducem practic fenomenul de ardere a deșeurilor, în special din jurul capitalei, dar mai sunt și alte puncte fierbinți. Așadar, bucăți din șine de cale ferată, semne de circulație, garduri, bucăți din țevile de gaze ori de la sistemele de irigații nu mai pot fi vândute de persoane fizice. Însă mulți au început să își deschidă firme ca să poată vinde în continuare fier vechi. Arderea deșeurilor pentru obținerea metalelor este una dintre cele mai întâlnite practici. Din 2019 până în prezent, 870 de tone de deșeuri au ars numai în București și în județul Ilfov. Acestea sunt însă doar cazurile reclamate, pentru că în realitate amploarea poluării este mult mai mare. Ca să vă faceți o idee, gândiți-vă doar că anual în România 29.000 de persoane mor prematur din cauza poluării. Cristina Dobre, PRO TV. Fostul judecător al Curții Constituționale, Toni Greble, este noul prefect al capitalei în locul Alexandrei Văcaru. El a mai ocupat și alte funcții înalte în stat, a fost secretar general al guvernului în perioada cât Viorica Dăncilă era premier, iar anterior a fost judecător la CCR și senator PSD. Numele lui Greble a fost legat de unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție în vremea când el era judecător activ. DNA l-a închetat și trimis în judecată, însă instanța supremă l-a declarat nevinovat și l-a achitat definitiv. Aproape 1000 de invitați au fost aseară la Teatrul Național București la gala premiilor Gopo. Cel mai bun lungmetraj a fost considerat filmul regizorului Radu Jute, Babardeală cu bucluc sau Porno Balamuc. Pelicula a câștigat de altfel și Ursul de Aur la Berlin. Prezentă pe scenă alături de echipa filmului Filantropica, actrița Viorica Vodă a surprins audiența vorbind despre hărțuirea sexuală din industria cinematografiei românești. În aplauzele unui public numeros, actrița Viorica Vodă, alături de o parte din echipa filmului Filantropica, în regia lui Nae Caranfil, a urcat pe scena Teatrului Național din București. La 20 de ani de la lansarea peliculei, actrița, care a interpretat rolul unei tinere îndrăgostite de personajul principal, a vorbit despre hărțuirea sexuală din industria cinematografică. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confruntat cu personajul. Atât de credibil am fost. Aplauze pentru asta! Actrița nu a oferit detalii despre situații concrete prin care a trecut și nici nu a menționat nume, ci, spune ea, a vrut să transmită un mesaj către noua generație. Să nu credeți că vreau acum să mă reinventez inițiind campania Me Too from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Fiind mama, 2 copii și mai ales a unei fete care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, să aibă curaj să împărtășească ceea ce spune, să nu-i fie rușine. Dar filmul a reușit tot. Filmul reușit. Prezenți în spatele ei, colegii din film au avut reacții diferite. Mircea Diaconu a avut o grimasă și a căutat răspunsuri în stânga și în dreapta, în timp ce actrița Mara Nicolescu, cea care a avut și ea un rol în film, a completat intervenția colegei sale dintr-o altă perspectivă. Îmi pare rău să aud povestea atât de tristă a Vioricăi. Pe mine nu m-au confundat. Gala a continuat în aplauzele celor prezenți și au fost desemnați câștigătorii la alte categorii. Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal i-a revenit actriței Katia Pascariu, care și-a susținut colega de scenă pe Viorica Vodă. Îmi pare foarte rău că a durat 20 de ani să aibă curaj să spună ce a spus și îmi pare foarte rău pentru reacțiile pe care le-am văzut, pe care le vedem în fiecare zi, dar în seara asta le-am văzut pe scenă, de la colegii din jurul ei. Și a fost oribil. Mărturisirea actriței Viorica Vodă a provocat reacții în rândul colegilor de breaslă. Mai mulți actori, producători, regizori și muzicieni au apreciat curajul și au criticat reacția sălii. Gala premiilor Gopo, considerate Oscarurile românești, a ajuns la cea de-a 16-a ediție. 2 dintre cei mai valoroși actori ai României, Victor Benciuc și Mariana Mihuț, au primit premiul Gopo pentru o carieră care însumează peste 6 decenii. Studierea Revoluției Române din 1989 ar putea deveni o materie predată la liceu independent de istorie. Este inițiativa unui parlamentar liberal care în primă fază a propus să fie studiată doar Revoluția de la Timișoara. Programa ar urma să fie făcută în colaborare cu Institutul Revoluției și mai are nevoie de votul Senatului ca să ajungă în școli. Socrate spunea că educația nu este despre umplerea unui vas, ci despre menținerea aprinsă și îmblânzirea unei flăcări. Despre această flacără este vorba, în propunerea mea, flacăra Revoluției de la Timișoara, care trebuie menținută aprinsă. În plen s-au purtat dezbateri înflăcărate, mai ales la început, pentru că propunerea inițială fusese să fie studiată doar Revoluția de la Timișoara. Să se studieze istoria Revoluției Române, nu istoria Revoluției de la Timișoara, istoria Revoluției Române. Nesusținută de București și din toate țările, acea revoluție s-ar fi stins la Timișoara. Și așa a rămas. Va fi studiată revoluția din toată țara. Lecțiile ar urma să fie puse la punct de Ministerul Educației, împreună cu diversi colaboratori, printre care și Institutul Revoluției Române. Propunerile au încins spiritele. Adică Iliescu, Gelu, Voican Voiculescu și alți agenți KGB să învețe pe copiii mei ce s-a întâmplat la Timișoara și în România în decembrie 1989. Este pur și simplu scandalos. La final, legea a trecut cu amendamente. Noua materie va fi opțională și doar pentru elevii din ultimul an de liceu. Dar și asta i-a nemulțumit pe unii deputați. Nu putem face din fiecare capitol de istorie sau de altceva o nouă disciplină. Este calea sigură spre distrugerea învățământului românesc. Ironic, unii parlamentari au declarat că ar mai putea fi scrise materii despre Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu sau 23 august. Urmează și votul senatorilor. Vacanța de 1 mai a fost un test pentru hoteluri și restaurante, iar rezultatele nu sunt cele mai bune pentru calitatea serviciilor, spun chiar reprezentanții industriei care au analizat minusurile. Au nevoie de personal calificat pentru un sezon bun, iar putea ajuta integrarea elevilor de la școlile de profil, dar trebuie să-i convingă să rămână în țară cu un salariu mai bun. Pe litoral au petrecut de 1 mai aproximativ 50.000 de oameni. Urmează un sezon lung în care pot veni la mare și 200.000 de turiști odată. Unii operatori economici spun că nu se așteptau la un număr atât de mare de oaspeți de 1 mai, așa că nu au angajat suficienți oameni, iar clienții au așteptat mult pentru o comandă sau o masă liberă. Dacă mă întrebați, nivelul calitativ al serviciilor de pe litoral, acum de 1 mai, a fost în oarecare suferință, nu toți hotelierii au fost pregătiți, pentru că nu avem personal suficient, iar acolo unde acoperim, nu toți sunt calificați în domeniu. E clar că trebuie să luăm măsuri. Elevii de la școlile de turism pot umple aceste goluri de personal. În cadrul unui proiect, ei sunt invitați să viziteze 70 de hoteluri și restaurante din 30 de orașe din țară. Așa pot vedea ce înseamnă această muncă, iar patronii îi pot angaja după perioada de practică. Odată la 2 săptămâni au parte de câte o excursie, Bigger, Clisura Dunării. În timpul programului de practică, un șef de departament se ocupă special de tineri. Le facem un preparat culinar, le dăm câte o zi, două la plajă. Îmi doresc până să plec din țară să am o oarecare pregătire, să plec o bază. Îmi doresc să lucrez la restaurante, hoteluri foarte bune, chiar cu o stea Michelin. În fiecare an, aproximativ 8.000 de elevi finalizează cursurile învățământului turistic profesional și dual, însă mulți sub 1.000 dintre ei rămân în industria Horeca de la noi, iar dacă se specializează, pleacă oricum în străinătate. Și faptul că statul investește în educația unor tineri care pleacă rapid în alte țări nu e considerat o problemă chiar de reprezentanții statului. Nici nu sunt chiar atât de mulți absolvenți. Fiind un deficit atât de mare de locuri de muncă, 7.500 de absolvenți poate că nu se văd, poate că sunt integrați. În același timp, noua generație vrea bani mai mulți și un program adecvat. Reprezentanții industriei spun că vor încerca să nu mai ofere salariul minim. Iată ce ne spune această elevă care de anul viitor va fi chelneriță. Poate la mare? Te-ai gândit? M-am gândit. Știu că este foarte mult de muncă. Cât ai vrea să muncești pe zi? 8 ore. 8 ore chiar este, mă gândesc, suficient. 10 ani au așteptat pescarii români ca să obțină acordul pentru a crește în sistem de acvacultură fructe de mare. Primele recolte ar trebui obținute în 2023 și poate așa nu vom mai importa zeci de tone de la vecinii bulgari sau din Grecia, Italia și Spania. În prezent, doar jumătate din midiile pregătite în cherhanale provin de la noi. Alături de ele ar putea apărea și stridii sau vongole, micile scoici în formă de inimă, delicioase, mai ales preparate cu paste. Prima producție! Până-i tare că avem și producție din prima zi! Aceste imagini ar trebui să devină o obișnuință pe litoralul românesc odată ce guvernul a aprobat, după 10 ani de tergiversări, o hotărâre care permite înființarea de ferme piscicole în Marea Neagră. Cererea de fructe de mare autohtone pe litoralul nostru este în creștere. Prin adoptarea hotărârii de guvern numărul 183 pe 2020, operatorii economici interesați vor putea să închirieze suprafețe din marea teritorială a României începând cu acest an. Asta înseamnă că după apariția normelor de aplicare, pescarii români pot crește midii, stridii, dar și vongole, scoicile mici care fac deliciul bucătăriei italiene și care se găsesc din belșug la noi. Cercetătorii de la Institutul Grigore Antipa din Constanța spun că stridiile se recoltau cel mai mult în perioada interbelică. Însă rapanele, o specie invazivă venită pe chila vaselor comerciale în anii 60, au provocat extincția aproape totală a delicioaselor fructe de mare în mediul lor natural, pe aproape tot litoralul Mării Negre. Acum însă cultura stridilor de Marea Neagră se poate revigora alături de midii în crescătorii. Cu o investiție de cel puțin 10.000 de euro, pescarii pot obține o tonă de fructe de mare pe un hectar. Prima recoltă este obținută după cel puțin un an. Pentru o fermă de mici dimensiuni, de start, aș spune, câteva hectare ar fi suficiente. Există o taxă care se achită la Apele Române. Există multiple posibilități de accesare de fonduri europene care susțin dezvoltarea acvaculturii. Anul trecut, pe litoralul românesc s-au extras 120 de tone de midii. Am importat încă 300 de tone, 50 de la vecinii bulgari, care stau mult mai bine decât noi la acest capitol. Midiile din România nu sunt crescute în acvacultură, sunt midii sălbatice, extrase de scafandri, de pe zonele stâncoase, zonele cu stabilopozi. La un moment dat, resursa asta din mediul natural va dispărea. Din aprilie până în iulie, în restaurantele de pe litoral, vom mânca midii românești extrase din Marea Neagră. Din iulie, când crește cererea și numărul turiștilor, găsim în farfurii și scoici din import, din țări precum Bulgaria, Grecia sau Spania. Autoritățile au decis că prețul pentru închirierea unei suprafețe de 10.000 de metri pătrați din Marea Teritorială pentru o fermă de scoici să pornească de la aproape 4.000 de euro pentru o perioadă de 4 ani. Deja la Apele Române sunt zeci de solicitări pentru acordarea autorizațiilor de exploatare. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor va începe de la 1 iunie testarea sistemului digital pentru obținerea documentelor de stare civilă. Certificate de naștere, căsătorie, deces sau divorț, toate vor exista online pe un server și vor putea fi accesate din orice județ. Este o etapă importantă către dispariția birocrației în România. 6 luni trebuia să aștepte un român din străinătate pentru copia unui certificat de naștere. Cererea era preluată de consulat, care o expedia prin poștă Direcției Generale de Evidență a Persoanelor, care la rândul ei o trimitea în județul unde există actul original. O lună avea de așteptat și un român din țară care avea nevoie de un document din alt județ. De la 1 ianuarie, timpul de așteptare va fi redus la cel mult 3 zile. În unele cazuri, documentele vor putea fi obținute instant, promit responsabilii. În ultimii 3 ani de zile, am realizat digitizarea arhivei de stare civilă, respectiv toate actele de stare civilă întocmite în ultima 100 de ani. Totalitatea lor reprezintă aproximativ 82 de milioane de acte de stare civilă. Toate documentele trebuie să fie certificate, adică să fie verificate copiile digitale cu cele de pe hârtie. Asta se va întâmpla când cineva solicită actul. La următoarea solicitare, documentele de stare civilă se emit pe loc oriunde există o conexiune la internet, iar românii le vor putea primi inclusiv pe telefonul mobil. Cetățeanul va avea acces de la distanță, după ce se va autentifica în sistemul informatic, va avea acces pentru obținerea acestor certificate de stare civilă. Sistemul va putea fi accesat de autoritățile care acum le cer românilor certificate de naștere, de căsătorie, divorț sau deces, astfel încât vom scăpa de multe drumuri. De exemplu, pentru schimbarea buletinului vom avea nevoie doar de actul casei. Legea care permite digitalizarea actelor de stare civilă a intrat în vigoare și mai prevede că persoanele condamnate penal sau cu interdicție de călătorie nu mai pot să își schimbe numele. Totodată, românii nu vor mai putea să le pună copiilor la botez mai mult de 3 prenume, întrucât viitoarele documente de identitate au un număr limitat de caractere. Autoritățile din Beijing au închis zeci de stații de metrou pentru a restrânge deplasările și a combate transmiterea coronavirusului. Asta deși orașul de 21 de milioane de locuitori raportează zilnic doar câteva zeci de cazuri de infectare. China se confruntă din martie cu un focar epidemic ce afectează în diferite grade numeroase provincii. Guvernul a răspuns printr-o strategie zero COVID ce presupune carantinare și testare în masă. Beijingul a raportat astăzi 55 de cazuri noi, dar măsurile sunt draconice. Încă de săptămâna trecută, autoritățile chineze au dispus testarea repetată a celor 22 de milioane de locuitori din Beijing, anularea petrecerilor și spectacolelor, precum și închiderea sălilor de sport. Numeroase ansambluri rezidențiale sunt izolate cu garduri, iar oamenii nu mai au voie să iasă din case. That's impacting around 180 million people. That's more than half of the U.S. population. Some of the more extreme measures, they're fueling outrage and frustration. Social media videos show some residents have even been forced to hand over apartment keys so community workers can lock them in. For those who refuse, workers drill holes to chain the doors shut. În aceste imagini postate chiar astăzi pe internet, vedem cum polițiștii sparg ușa unei familii ca să-i ducă pe locatari într-un centru de carantină, după ce ar fi fost testați pozitiv. Metroul din Beijing a anunțat că a închis aproximativ 40 de stații, echivalentul a circa 14% din rețea, multe aflându-se în zonele carantinate. După ce inițial locuitorii Beijingului au năvălit în magazine ca să-și facă provizii, acum au trecut la comenzi online. În Shanghai, pentru că nu au fost suficienți curieri, oamenii au rămas fără mâncare zile la rând. Recently flew in from Tokyo into Kunming, China, which is 1,600 miles away from Beijing. And here I'm currently in a 21-day government quarantine. I can only open my door to pick up food, to get my temperature checked, and to get regular COVID tests. În timpul vacanței de ziua muncii, perioada în care chinezii călătoresc de obicei masiv, destinațiile turistice au fost aproape goale, restaurantele nu pot primi clienți, iar rezidenții au început să-și facă provizii de alimente și de produse de primă necesitate, de teama unui lockdown. Povestirea unui scriitor român va intra într-o capsulă a timpului și va fi îngropată pe lună. Vorbim despre un proiect fascinant inițiat de NASA după o scurtă pauză. E fără alcool. Știm, dar uite. Primiți cu răcorirea. Sunt Jumijuma și ți-aduc cea mai tare combinație. O pauză și cooler. Mix răcoritor de bere fără alcool și suc delicios de fructe. Coolerele reci și dese. Cheia marilor succese. Cel mai bere suc. Știi că poți să te portezi când vrei? Chill original, total digital, hai pe Yoxo! Portează-te pe Yoxo de oriunde ai fi și prinde lună free! Hai pe Yoxo! Dacă ar fi să cuprindă într-un singur gust senzația de libertate, probabil ar fi aroma intensă pe care o căutăm în jurul focului. Aroma ne aduce pe toți împreună și se amestecă în aer cu clinchete de pahare și resete. E un gust cât o vacanță la mare cu prietenii. Rămâne cu tine, indiferent de anotimp. Asta e memoria gustului de vară de la Hanul Boieresc. Mâncare proaspătă de vară, ca în vremurile noastre. Tu știi care este vârsta reală a ficatului tău? Fortificat Forte are concentrație mai mare de fosfolipide esențiale și reface în mod natural membrana celulei ficatului tău. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Sephora. Bărbații merită ce este mai bun. La Sephora îi sărbătorim cu esențe tari în sticle mari, dar la prețuri mici. Reduceri la toate parfumurile de 100 de mililitri pentru toți bărbații din viața noastră. În perioada 5-8 mai pe Sephora.ro. Sephora, the unlimited power of beauty. Ai cataractă? Întreabă medicul oftalmolog de Panoptix, cristalinul artificial care te ajută să vezi clar, fără ochelari. Panoptix, meriți să vezi. Una cu vanilie. Wow, au și tricolore. Hai, mamă, să luăm una bio. Bio? Imaginează-ți o adiere de vanilie care îți alungă toate grijile și aduce nori pufoși de frișcă. O ploaie de lapte picură peste o zi grea până se face mică, chiar mai mică decât prețul înghețatei, care oricum e mic. La Lidl ai înghețat în stil italian la doar 7,99 lei și mini înghețată pe băț la doar 9,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins. Probleme ale spatelui, senzație de furnicături la nivelul membrelor. Adesea acestea pot fi cauzate de sistemul nervos periferic deteriorat. Nou, Urimil Forte Max contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Urimil Forte Max, cu cea mai mare concentrație de uridină, monofosfat și citidină. Urimil Forte Max este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Intră acum în aplicația Fashion Days. Ai doar câteva ore cu prețuri de neratat la Puma, Under Armour, Skechers și cele mai tari colecții sport. Comandă până la miezul nopții și le porți în weekend. Doar la Fashion Days. Cum ar fi ca tot ce primești să fie pe jumătate? La fel e și cu sănătatea ficatului tău. Silitor, formulă unică cu acțiune complexă. Intervine în ambele faze de detoxifiere hepatică. Silitor acționează fără jumătăți de măsură. Silitor este un supliment alimentar marca Nutriensa, fabricat de Antibiotice Iași. Citiți cu atenție prospectul. Peste 15.000 de opere de artă care surprind viața de pe Pământ vor fi trimise și îngropate pe lună în cadrul unui proiect al Agenției Spațiale Americane. Printre ele se află și povestirea unui scriitor român. Operele vor fi transpuse în chipuri de dimensiunea unui nasture care au fost proiectate să reziste milioane de ani. Sunt 3 capsule ale timpului care vor duce pe lună o colecție de 150.000 de lucrări, fotografii, opere literare, discuri muzicale ori picturi de la mii de artiști din întreaga lume. Printre ele se află și Alegere, o povestire a scriitorului român de science fiction Liviu Surugiu. Este vorba despre un tată părăsit singur pe lună, care își trăiește ultimele clipe și care are de ales între a supraviețui sau a renunța la amintirea fiului lui. Misiunea aparține celor de la NASA, care se pregătesc să trimită un nou echipaj uman pe satelitul natural al Pământului în 2025. În avantpremiera acestei misiuni vor fi trimise în spațiu în 3 tranșe mai multe echipamente performante, printre care și robotul care va îngropa capsulele. Va fi îngropată sub stratul de praf lunar numit regolit. Sunt niște chipuri de memorie, nu știu cum să le spun, sunt din nichel și din aur, ca să reziste în condițiile de iradiații, de lipsă de atmosferă. De-a lungul timpului, Liviu Surugiu a publicat mai multe lucrări în cele mai importante reviste de profil din Statele Unite și l-a impresionat pe Samuel Peralta, coordonatorul programului The Lunar Codes, care l-a și ales pentru această misiune inedită. Când ai un vis și se împlinește, cumva te simți golit, pentru că visul te-a agățat de el. Dar când e ceva pe care nici măcar nu l-ai visat, în momentul acela nu știi cum să reacționezi, adică bucuria este ieșită din comun. Capsula, care include și lucrarea scriitorului român, va ajunge pe lună la începutul anului viitor.